Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Victor Preda și mă bucur că avem posibilitatea să fim împreună și astăzi. Alături de mine, invitat în această emisiune, este domnul Mihai Apostolache, conferențiar universitar doctor, consilier județean și președintele Partidului Prahova în acțiune. Bine ați venit, domnule Apostolache, mă bucur mult că sunteți oaspetele meu în această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mă gândeam, m-am străduit un pic să rețin titulatura universitară și mi-am dat seama că este conferențiar universitar doctor. Este greu, în primul rând, este greu de reținut. Cred că e cu atât mai greu de obținut, nu, un astfel de titlu universitar. Dar nu este deloc ușor să ajungi într-o astfel de postură. Eu am avut șansa să rămân în universitate după ce am terminat, am absolvit facultatea, specializarea administrație publică, am rămas ca referent la Catedra de Științe Socio-umane și Juridice, după care am parcurs toate etapele carierei universitare, ajungând până la să dobândesc acest statut de conferențiar universitar. Domnule Apostolache, atunci, pentru că mi-ați spus că ați absolvit științele administrative, haideți să intrăm abrupt în subiect, pentru că despre zona administrației aș vrea să vorbim în această emisiune și nu numai despre acest subiect, dar acum sunteți de câteva luni, aproape 3 luni, nu? Sunteți consilier județean. Acum, sigur, dacă v-aș întreba dacă e o diferență între ce ați studiat dumneavoastră, deci științele administrative la modul teoretic și cum sunt aplicate în viața de zi cu zi în instituțiile statului, probabil că îmi veți spune că este o diferență destul de mare. Întotdeauna lucrurile pot fi îmbunătățite în orice domeniu de activitate, inclusiv în administrația publică locală. Autoritățile locale trebuie la rândul lor să țină pasul cu schimbările din societate. Sigur că la nivel teoretic sunt foarte multe lucruri frumoase, lucruri pe care dorim să le aducem și în practica administrativă, dar aici sigur că sunt o serie de aspecte ce țin de birocrație, de o legislație nu întotdeauna ușor de înțeles și de aplicat, și atunci sigur că apar diferențe între ceea ce discutăm noi la nivel teoretic și ceea ce întâlnim în practică, dar încercăm fiecare dintre noi să ne punem amprenta în zona în care activăm. Sigur, dumneavoastră ați studiat științele administrative, aveți 2 mandate, dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Aveți 2 mandate, cel puțin 2 mandate în Parlamentul României, nu? Așa este. Am fost parlamentar din Da. 2004 până în 2012, grație sprijinului acordat de prahoveni. Și acest lucru Da, îmi asta vreau să permite vă să. întreb. Aveți o experiență și aveți și studiile de specialitate. De 3 luni sunteți consilier județean și știți foarte bine, mult mai bine decât mine, de exemplu, în Consiliul Județean, nu în Prahova, ci în toată țara și în astfel de instituții, ca să le spun așa, există sigur o componentă administrativă foarte importantă, dar există și o componentă politică. Dumneavoastră sunteți președintele unui partid județean, Prahova în acțiune, un partid nou, cu un rezultat, după părerea mea, foarte, foarte bun, neașteptat de bun din punctul meu de vedere de observator al scenei politice, ca mulți dintre concetățenii noștri. La alegerile locale ați avut un rezultat foarte bun, reușind să aveți și consilier județean și consilier local la Ploiești, dar și în alte localități din județul Prahova. Aș vrea să vă întreb cum colaborați cu colegii dumneavoastră, consilierii județeni din partidele, să le spunem, și iertați-mă că spun asta, partidele mari, să le spun așa. Avem o colaborare foarte bună și ați amintit faptul că am reușit la alegerile locale să aducem în administrația locală 29 de aleși locali. Este într-adevăr o performanță. Trebuie știut faptul că 15 dintre ei sunt oameni care nu mai făcuseră politică până la acel moment. Sunt noi și în politică și în administrația prahoveană.
Este un lucru pe care mi l-am dorit foarte mult în momentul în care am pornit acest proiect politic, să aduc în administrație și în politică cât mai mulți oameni noi. Sigur că mi-aș fi dorit să fie mult mai mulți aleși locali ai Partidului Prahova în Acțiune în județul Prahova, dar este un început bun. Important este să încercăm fiecare să ne facem datoria în autoritățile locale în care am fost trimiși de către cetățeni. Și colaborarea legat cu colegii dumneavoastră? Legat de colaborarea cu partidele mari, partidele tradiționale, eu am o colaborare foarte bună cu toți consilierii județeni, indiferent de culoarea lor politică. Am spus de la bun început că vom susține orice fel de inițiativă care este în beneficiul județului Prahova. Nu contează că sunt consilierii județeni provin de pe dreapta sau de pe stânga eșichierului politic atunci când inițiază proiecte de hotărâri. Dacă ele sunt așteptate de prahoveni, vor avea susținerea noastră. Bineînțeles că și noi vom lucra la proiecte de hotărâri, proiecte care o să izvorască din discuțiile pe care le avem cu prahovenii în cadrul audiențelor sau în întâlnirile pe care le organizăm cu aceștia în timpul acestui mandat. Și probabil că multe din proiectele pe care vi le propuneți pentru acest an provin din întâlnirile pe care le-ați avut cu prahovenii, de exemplu, în perioada campaniilor electorale. Ați vorbit atunci cu mulți prahoveni și probabil că v-ați creat o agendă în urma acestor discuții. Și aș vrea să vă întreb la ce proiecte, la ce propuneri ne putem aștepta din partea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră de partid în ceea ce privește Consiliul Județean în acest an. Bun, în primul rând trebuie să ne raportăm la întreg mandatul de 4 ani. Deci mandatul Consiliului Județean este de 4 ani și atunci proiectele le vom gândi plecând de la durata acestui mandat. Bineînțeles că vom ține seama și de ceea ce le-am prezentat prahovenilor în campania electorală. Noi nu ne-am hazardat și nu am promis Marea Cusarea pentru că știam foarte bine care este competența Consiliului Județean, până unde poate să meargă, până unde pot merge atribuțiile unui consilier județean. Așa, într-o campanie se promit multe, dar dacă ne raportăm la dispozițiile legale, vom constata că nu se pot face foarte multe din această postură, ci doar trebuie clar să te limitezi la drepturile pe care legea ți le conferă. Spuneam că suntem susținătorii oricărui proiect care ajută la dezvoltarea județului. În cele câteva luni de la începutul acestui mandat am susținut astfel de proiecte. Știți foarte bine, pe agenda Consiliului Județean au fost mai multe proiecte privitoare la introducerea alimentării cu gaze în diverse localități ale județului Prahova, proiecte inițiate de președintele Consiliului Județean și pe care noi, cei de la Partidul Prahova în Acțiune, consilierii județeni, le-am susținut fără rezerve, pentru că și noi ne dorim ca oamenii din acele localități să beneficieze de condiții corespunzătoare de trai. Au mai fost proiecte dedicate sprijinirii unităților medicale din județul Prahova, în special Spitalul Județean Prahova, dar și alte unități medicale au primit sprijin financiar din partea Consiliului Județean în această perioadă și aceste proiecte au fost susținute de reprezentanții Partidului Prahova în Acțiune și acest lucru îl vom face în continuare. Pentru noi sănătatea este o prioritate, așa ne-am angajat și în programul nostru electoral și vom susține orice fel de inițiativă care vine în sprijinul domeniului medical din județul Prahova. Legat de proiectele din acest an, spuneam că ele vor porni de la discuțiile pe care le avem cu oamenii. Din păcate, pandemia ne ține în continuare departe de foarte mulți semeni de-ai noștri, dar sperăm că
această etapă nu tocmai fericită din viața noastră să treacă cât mai repede și să putem să ne întâlnim cât mai des, să discutăm problemele din fiecare localitate și, sigur, să le punem pe agenda legislativului județean. Vă ascultam când vorbeați despre promisiunile făcute de unii dintre politicieni în timpul campaniei și mi-aminteam că în perioada alegerilor uninominale în campanie venea câte un candidat la Senat sau la Camera Deputaților pe o uliță dintr-o comună izolată din Prahova și promitea că el va asfalta ulița respectivă, deși nu avea niciun fel de competență în a face acest lucru. Nu avea niciun fel de autoritate. Trebuia să se ocupe cu totul și cu totul altceva. Dar ipocrizia unora din zona politică și, bineînțeles, nu numai din zona politică, foarte, foarte mare. Domnule Apostolache, dumneavoastră sunteți consilier județean, dar în același timp conduceți acest partid, Prahova în Acțiune, care are reprezentanți și în Consiliul Local Ploiești. Și cu sigur urmăriți ceea ce se întâmplă și în Consiliul Local Ploiești, măcar prin prisma colegilor dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb cum vi se pare ce se întâmplă în Ploiești. Suntem pe un drum mai bun sau nu? Sau cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Așa cum am procedat și noi la nivel de județ, la fel și colegii noștri din Consiliul Local Ploiești sprijină inițiativele administrației ploieștene, care sigur sunt menite să aducă normalitatea în municipiul Ploiești, pentru că s-a discutat foarte mult despre acest subiect al normalității și da, este timpul să avem și noi normalitate în Ploiești și administrația într-adevăr să fie cea așteptată de fiecare ploieștean. Lucrurile încet încet intră în normal și trebuie știut faptul că în Partidul Prahova în Acțiune fiecare organizație are libertate de mișcare, fiecare ales local își stabilește programul, da, și conduita ținând seama de nevoile din plan local. Nu impunem noi de la nivel de conducere centrală conduita reprezentanților noștri în administrația locală. Fiecare se va comporta ținând cont de realitatea din localitatea respectivă și de așteptările oamenilor. Domnule Apostolache, dacă vreți să mai continuăm discuția pe zona aceasta administrativă, vă stau la dispoziție. Dar în același timp aș dori să abordăm un subiect care știu 100% că sunteți dornic să-l discutați. În ultimii ani, din calitatea dumneavoastră de conferențiar universitar doctor, ați și publicat lucrări, dar și în spațiu public ați propus diverse modificări ale Constituției României. Acum aș vrea să discutăm și pe acest subiect care mi se pare foarte interesant, pentru că acum vă spun cum văd eu lucrurile, nefiind în niciun fel nepricepându-mă în domeniu. Da, dacă acum 30 de ani Constituția României a fost făcută pentru România din urmă cu 30 de ani, este evident că lucrurile s-au schimbat fantastic în această perioadă de timp și poate că ar trebui, știu eu, modificată, adaptată, modernizată, adusă la zi, updatată, probabil că ar fi cuvântul. Dacă mie, unui profan, mi se pare necesar acest lucru, dumneavoastră chiar puteți să intrați în amănunte și să ne spuneți foarte multe lucruri pe această temă. Dar aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că în actualul context politic, știm cu toții, mai multe partide la guvernare, o poziție destul de puternică, cel puțin prin numărul mandatelor pe care le are în Parlamentul României, poate fi gândit un astfel de proiect de modificare a Constituției la modul realist, adică chiar să fie pus în practică, să fie gândit și analizat și pus în practică, nu ca până acum când s-a vorbit absolut de pomană. Da, într-adevăr, au fost mai multe încercări de revizuire a Constituției României. Din păcate, au rămas la stadiu de proiect. Singura revizuire a Constituției a avut loc în anul 2003, după cum bine știm. Pentru că referendum total anapoda și total ciudat atunci. S-a pregătit terenul pentru aderarea țării noastre la NATO și apoi la Uniunea Europeană și, bineînțeles, s-au mai
S-au mai adăugat o serie de norme constituționale necesare pentru acel moment. Într-adevăr, este nevoie de o discuție pe această temă. Se impune, în opinia mea, în acest mandat o revizuire constituțională, dar așa cum ați amintit, din punct de vedere al configurației politice a Parlamentului, lucrurile nu prea merg în direcția unui consens pe tema revizuirii. Cu toate astea, dacă țara are nevoie de așa ceva, trebuie să se întâmple, pentru că am văzut în toată această perioadă de la Revoluție încoace o serie de blocaje instituționale, am văzut discuții pe seama unor dispoziții constituționale considerate în multe situații perimate. Am văzut de multe ori o depășire a competenței din partea unor autorități și, sigur, pentru a păstra în limitele constituționale toate autoritățile statului, este nevoie ca și autoritățile din afara celor trei puteri ale statului să capete un nou statut, da? Să aibă o nouă reglementare în acord cu cerințele actuale, da? Și cu așteptările din plan național, dar și cu schimbările din plan european și internațional. Și aici mă refer în primul rând la Curtea Constituțională, pentru că sunt în continuare discuții legate de statutul Curții Constituționale, de faptul că această instituție în multe situații a avut o conduită care a nemulțumit opinia publică și anumiți actori politici, dar sigur, contează mai puțin nemulțumirea actorilor politici pentru că ei întotdeauna urmăresc un interes politic. Întotdeauna va fi o parte nemulțumită, sigur. Da, trebuie să fim îngrijorați atunci când oamenii, da, opinia publică este nemulțumită de o autoritate a statului și atunci, plecând de la o astfel de realitate, trebuie să regândim și statutul respectivei autorități. Sigur că dacă ne raportăm, de exemplu, la materia drepturilor și libertăților fundamentale, observăm că au apărut drepturi de nouă generație, cum ar fi dreptul la bună administrare, pe care îl găsim la nivel european, drept care poate fi inclus în Constituția României și de care să beneficieze cetățenii acestei țări. De asemenea, protecția datelor cu caracter personal este obligatorie să se regăsească ca reglementare și la nivel constituțional. Din punct de vedere al instituțiilor, autorităților publice, este clar că și acolo se impune o regândire a raporturilor dintre aceste autorități. Iată, apar dispute între președinte și parlament, între parlament și guvern, între guvern și președinte și așa mai departe. Toate aceste lucruri ne obligă să ne aplicăm mai mult asupra textului constituțional și sper că actorii politici aflați în parlament să-și facă timp și pentru o dezbatere serioasă cu privire la revizuirea Constituției. Dar spuneam o dezbatere serioasă, nu o dezbatere partizană, pentru că actul fundamental este al întregii țări, nu este al unui partid. De multe ori în acești termeni s-a gândit. Atunci când cineva a inițiat procesul de revizuire, l-a inițiat pentru a-i fi favorabil sau a fi favorabil unei anumite formațiuni politice. Un astfel de subiect nu trebuie tratat de o asemenea manieră dacă într-adevăr vrem să aducem în legislația românească soluții de natură constituțională care să dureze și care să consolideze societatea, nici de cum să nu creeze o falie în societate. Da, vă ascultam.
Ați vorbit despre Curtea Constituțională, o instituție care ar trebui să fie mai presus de orice fel de critică într-o țară ideală, să spunem. Adică acolo sunt oameni foarte înțelepți, iar ceea ce spun ei este perfect valabil și perfect adevărat. Și cel puțin în ultimii ani și parcă mai accentuat în ultimul an, deciziile Curții Constituționale au fost contestate când de o parte, când de cealaltă, au fost acuzate de partizanat politic, etc. Și probabil că o doză de adevăr ar putea să existe atâta timp cât judecătorii de la Curtea Constituțională sunt propuși de către partide. Ceea ce aruncă așa o umbră de suspiciune că ar putea să acționeze, să spunem, în favoarea partidului care l-a propulsat pe respectivul la Curtea Constituțională. În alte țări, cum este sistemul? Adică se poate găsi o altă variantă, să nu vină propunerile din partea partidelor, ci, nu știu, din partea Curții Supreme sau cum se numește acea instituție. Adică din partea judecătorilor să-și aleagă, domne, cam ăștia ar fi foarte buni. Habar nu am. În toate țările sunt propuși de către partidele politice? Bun, această autoritate, Curtea Constituțională, este autoritate politico-jurisdicțională. Sigur, la noi s-a optat pentru sistemul european de verificare a constituționalității legilor, pentru că există și alte sisteme de control a constituționalității legilor. De exemplu, în America, judecătorul obișnuit este cel care investit să realizeze și acest control de constituționalitate. Nu a fost nevoie de un alt organism care să verifice constituționalitatea. Noi am mers pe modelul european unde există astfel de autorități, că vorbim de Curte Constituțională, de Tribunal Constituțional sau o altă denumire. S-a optat pentru existența unei structuri politico-jurisdicționale care să aibă rolul de a veghea la respectarea Constituției. Sigur, aici discuții vor fi în continuare legate de componența Curții Constituționale și mai exact de modul de desemnare al judecătorilor Curții Constituționale. Sigur că se pot imagina fel de fel de variante, dar cel mai important lucru este acela că cei care ajung într-o astfel de autoritate trebuie să înțeleagă că trebuie să-și îndeplinească misiunea lor constituțională și să uite de cei care i-au desemnat în acel organism. Pentru că aceasta este de fapt marea problemă. În continuare există legături între cel desemnat în Curtea Constituțională și cei care l-au trimis în Curtea Constituțională. Ori din momentul în care persoana respectivă dobândește statutul de judecător, el trebuie să-și îndeplinească misiunea pentru care a fost trimis acolo și nici de cum o misiune de natură politică, pentru că se denaturează sensul acestei autorități. Vedeți dumneavoastră, într-un regim democratic apar dispute între putere și opoziție, este normal, este bine când avem o majoritate parlamentară, în același timp este bine când avem o opoziție puternică și ați amintit de acest lucru, așa se menține până la urmă un regim democratic, dar când apar anumite blocaje instituționale sau când lucrurile scapă de sub control din punct de vedere politic, este bine să existe astfel de organisme care să tempereze jocul politic și care să aducă toți actorii politici în zona normalității și în zona respectului pentru actul fundamental. De aceea a fost gândită Curtea Constituțională în afara celor trei puteri clasice ale statului, legislativă, executivă și judecătorească, să poată interveni și atunci când jucătorii politici nu pierd frâiele jocului democratic. Da? Trebuie să existe un astfel de organism care să tempereze acest elan și să readucă
instituțiile statului și actorii politici în zona da, da. Respectului rolul față este de... evident foarte clar, da, da. Da, cu respect vă atenționez, domnule Mihai Apostolache, ați uitat de a patra putere în stat, presa, nu ați pomenit-o deloc în discursul dumneavoastră. Sigur că nu este o putere instituționalizată, așa ne place nouă să ne alintăm. Dar nu despre asta voiam să vă întreb. Cu siguranță ați urmărit activitatea Curții Constituționale și poate că una din cele mai criticate decizii pe care le-a luat a fost legată de pensiile speciale. Faptul că a spus că nu se poate umbla la pensiile speciale. Sigur, eu folosesc un limbaj foarte departe de limbajul folosit de judecătorii de la Curtea Constituțională. Dumneavoastră, care îi învățați pe studenții dumneavoastră Constituția României, spuneți-mi, vă rog, este corectă o astfel de decizie din punctul de vedere al unui om de drept, unui om al justiției? Se justifică o astfel de decizie? Bun, vedeți dumneavoastră, în privința controlului de constituționalitate, trebuie să fii foarte atent ceea ce ceri curții constituționale. Pentru că depinde ce argumente aduci în fața judecătorilor constituționale atunci când contești o lege sau o ordonanță a guvernului. Am văzut foarte multe discuții în spațiu public pe acest subiect, dar contează foarte mult fundamentarea, contează foarte mult argumentele pe care le ai în fața Curții Constituționale, pentru că dacă vii doar cu aspecte de natură politică, cu lozinci politice sau cu lucruri care să impresioneze doar opinia publică, aceste lucruri nu rezistă în fața analizei judecătorilor Curții Constituționale. Trebuie clar să mergi pe aspecte de natură juridică și, de asemenea, să fii foarte atent la jurisprudența Curții Constituționale, pentru că acolo, sigur, vei găsi cheia, dacă vrei, într-adevăr, să obții susținerea Curții Constituționale și, practic, să acel demers al tău să fie agreat de Curtea Constituțională. Dacă faci acest lucru doar din punct de vedere formal, doar pentru ca opinia publică să fie mulțumită sau să arăți opiniei publice că ai încercat un astfel de lucru, sigur că nu vei avea câștig de cauză în fața Curții Constituționale. De aceea vă spun, contează foarte mult argumentele în fața judecătorului de la Curtea Constituțională, cum de altfel contează argumentele în fața oricărui judecător, că vorbim și de instanțele obișnuite. Dar oamenii politici în general s-au învățat să iasă la televizor și să se bată cu cărămida în piept, să spună că ei au încercat să elimine pensiile speciale, dar iată, cineva de acolo, din acea curte constituțională, n-a fost de acord cu un astfel de demers. Dacă vă uitați, cred că a fost și o decizie luată în unanimitate sau oricum cu largă majoritate în Curtea Constituțională. Ori acest lucru spune multe din punct de vedere al argumentelor care au fost aduse în fața Curții Constituționale. De aceea revin și spun. Este important de fiecare dată când când se realizează un astfel de demers la Curtea Constituțională, el trebuie să fie foarte bine fundamentat din punct de vedere juridic, astfel încât să fie agreat în cele din urmă de judecătorii de la Curtea Constituțională. Nu întotdeauna judecătorii de acolo sunt vinovați, pentru că atâta timp cât tu, inițiator al demersului, al contestării actului respectiv, nu ai fost capabil să găsești suficiente argumente, judecătorul merge și analizează doar acele argumente. Da, și pe de altă parte, mulți dintre judecătorii de la Curtea Constituțională sunt beneficiari ai unor pensii speciale, așa cum le denumim noi. Așa că aici este o altă problemă, pentru că devin judecători în propria cauză și acesta este un subiect care trebuie într-adevăr discutat intens în societatea românească și găsită o clarificare și din acest punct de vedere. Se apropie sesiunea sau a început deja, domnule Apostolache? Încă nu a început, mai avem câteva săptămâni de cursuri online, după care intrăm în sesiune. E greu așa online, nu vă vedeți studenții, nu, e mai dificil, îi vedeți doar pe ecran, nu îi vedeți, nu socializați cu ei în termenul clasic al cuvântului.
Da, ne dorim să trecem de această etapă. O să avem inclusiv sesiunea va fi tot online, dar sperăm ca în semestru 2 să putem să ne vedem, măcar în sistem hibrid, așa cum a fost la început. Primele zile din săptămână să avem fie cursuri online sau, mă rog, întâlniri la seminar față în față și apoi să mergem pe cursuri online. Acum contează foarte mult evoluția pandemiei din țara noastră. Pe de altă parte, gândindu-mă la studenți, mă gândesc că e mai ușor de obținut o notă bună sau un 5 în funcție de ce își dorește fiecare atunci când dau examenul online. Față de zona preuniversitară, în momentul în care vii la universitate, cred că cam știi ceea ce îți dorești și știi că trebuie, dacă înveți, înveți pentru tine. Nu înveți pentru profesor sau pentru universitate și indiferent că este examinarea se face online sau se face în mod clasic, studenții conștiincioși își văd de activitate și de fapt încearcă să își creeze propriul statut și să reușească ulterior după ce termină facultatea să-și găsească un loc de muncă corespunzător pregătirilor profesionale. Domnule Mihai Apostolache, noi la finalul acestei emisiuni ne-am făcut așa un obicei din a face o sugestie de lectură celor care ne privesc. Și acum vă fac o observație. Nu mi-ați dat și mie o carte a dumneavoastră, că pe cuvânt că aș fi propusă pentru lectură celor care ne urmăresc. M-am uitat în bibliotecă, am verificat acest lucru. Dacă ne vom întâlni față în față, vă rog să aveți o carte la dumneavoastră și promit că o să le-o prezint celor care se uită la noi. Neavând cartea dumneavoastră, m-am orientat către altă sugestie de lectură, nu știu dacă se vede. Un autor care este foarte apreciat în această perioadă, Yuval Harari, Homo Deus, scurtă istorie a viitorului. Din câte știu eu, are trei lucrări publicate în România, toate trei extrem de interesante. Și două dintre ele, cel puțin, sunt scrise în așa manieră încât pe mine personal m-a pus foarte mult pe gânduri în ceea ce privește relația noastră a omului simplu cu tehnologia și cât de prezentă este și cât de prezentă, cu atât mai mult va fi prezentă în viitorul din ce în ce mai apropiat. Adică să nu ne gândim că peste 100 de ani se vor face pași în această direcție, ci este vorba de mâine, de poimâine, de săptămâna viitoare. Lucrurile se mișcă cu o viteză amețitoare și nu toți, și personal recunosc, nu reușim să ținem pasul la această viteză a schimbărilor. O carte care trebuie citită, merită citită, măcar chiar dacă suntem de acord, chiar dacă nu suntem de acord cu autorul, dar măcar receptăm semnalele de alarmă pe care le trage. Homo Deus, Yuval Harari. Domnule Apostolache, ne vedem, îmi dați cartea, o prezint. Cu mare drag, este deja pregătită. Perfect, autograful încă nu e scris, dar urmează. Vine și Perfect. El, împreună cu cartea, sigur. Perfect. Vă mulțumesc, domnule Apostolache, și știți, acum preiau eu tehnica lui Sebastian Ignat, colegul meu, care atunci când se simte bine cu un invitat în emisiune, la finalul emisiunii îi spune: domnule invitat, nu închidem această emisiune până când nu ne promiteți că veți reveni în emisiunea noastră. Așa procedez și eu cu dumneavoastră acum și sunt sigur că mă bazez pe promisiunea dumneavoastră de a ne vedea din nou aici în emisiune. Cu siguranță, și mă bucur foarte mult că ne-am văzut în acest format în noul an. Mulțumesc mult pentru invitație. Și eu vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine la Actualitatea Live. Până atunci, vă doresc toate cele bune.